Doamne ajută, multă sănătate vă doresc. Astăzi aș vrea să vorbesc despre un alt miracol din natură, un miracol pe care Dumnezeu îl face. Desigur, tot ce vedem în natură, tot ce este uimitor, este grație unei creații inteligente ale lui Dumnezeu. Voi vorbi despre o altă minune a stupului, pe lângă miere, de greunciorul de polen. Polenul, pentru fiecare kilogram de polen sunt necesare numai puțin de 50.000 de zboruri, o distanță care, dacă ar fi cumulată, ar fi suficientă să înconjoare globul pământesc pentru fiecare kilogram de polen. Polenul nu este numai un aliment viu, cu viață, cu enzime, ci este un aliment super concentrat. Deci avem o super concentrație de materie vie și de elemente nutritive și fitoelemente pe un volum extrem de redus. La fel este și lăptișorul de matcă, care întrece orice închipuire. Nu mai avem un alt exemplu în natură atât de elocvent ca și polenul, o concentrare atât de și lăptișorul de matcă de substanțe vii. Ernesto Contreras, un doctor în medicină americană specializat în oncologie, spunea că nu există vreun produs natural sau de sinteză care să se poată compara cu polenul de albine în ceea ce privește prevenirea bolii canceroase. Ce este uimitor este că polenul conține întreaga gamă de aminoacizi necesari vieții. Aminoacizii sunt precursorii proteinelor. Din aminoacizi se formează proteine complexe. Ori știți că se tot vorbește că avem nevoie de proteine, de fapt avem nevoie de aminoacizi. Polenul conține toată gama necesară de aminoacizi, în plus o mulțime de vitamine, B1, B2, PP, chiar B12, vitamina C, acidul folic, biotina, rutinul, care este un alt aminoacid care protejează vasele de sânge, vom mai aminti despre el, cât și alte substanțe cu rol antibiotic. Conținând toți aminoacizii esențiali, bineînțeles că este recomandat consumul de polen ca supliment nutritiv în carențele de proteine de diverse etiologii. Ai mai multă masă musculară, ai nevoie de proteină, găsești aminoacizii în polen. Mai găsești și în drojdia de bere inactivă, mai găsești și în spirulina, în alge, de asemenea sunt surse extraordinar de bogate de proteine. Polenul este o veritabilă uzină enzimatică, adică el conține foarte multe enzime, în prezent identificându-se în compoziția acestuia vreo 100 de enzime de compuși de genul acesta din toate clasele cunoscute. Asta înseamnă procese complexe pe care le activează. Enzimele sunt chimiști pricepuți pentru toate transformările care sunt nevoie în organism, de care e nevoie în organism. Seleniu este un component esențial al unei enzime numită glutation peroxidază, o enzimă de detoxifiere excepțională. Este una dintre cele mai puternice enzime antioxidante cunoscută, glutationul peroxidază. Ei bine, seleniu este strict necesar pentru că această enzimă să fie activată. Cea mai bogată sursă în seleniu este nuca braziliană, urmată imediat apropiat de polen. Aveți nevoie de seleniu, consumați, iar seleniu e implicat în protecție față de cancer, față de bolile cardiovasculare și față de multe alte maladii. Este excelent pentru funcția tiroidei. Consumați polen. Polenul, conform cu doctor biochimist Cristina Mateescu, este o sursă vegetală pură de vitamina B12, strict vegetarienii, cât și persoanele care consumă alimente de origine animală, dar au gastrită atrofică sau carențele acestei vitamine, pot să facă câteva cure, 3-4 cure de polen pe an. Este bogat în beta-caroten, acest element care este implicat în procesele legate de calitatea epidermei, procese care ajută funcției oculare și de asemenea sistemului imunitar. Polenul este una dintre cele mai bogate produse apicole în antioxidanți. Combinația de carotenoizi plus vitamina C ajută extraordinar de mult în prevenirea infecțiilor virale și în prevenirea cancerului, cât și a bolilor cardiovasculare.
Polenul e foarte bogat în zinc, un element care este foarte benefic în susținerea funcțiilor prostatei, a deficiențelor sistemului reproducător, cât și în stimularea sistemului imunitar. Pentru sistemul imunitar avem nevoie de zinc, de aceea putem considera polenul un tonic pentru imunitate, un tonic de prevenire al virozelor, pe baza mai multor compuși pe care îi deține. Se spune că slăbiciunea nu rezistă la cura cu polen. După unele studii științifice, o cură cu polen echivalează cu toate tonicile cunoscute. De aceea e foarte valoros polenul în combaterea anemiilor de diverse etiologii, fie că este vorba pe bază de fier, pentru care are și vitamina C, are vitamina B12, acidul folic și alte vitamine din complexul B, în plus intensifică pofta de mâncare și metabolismul, reglează funcțiile intestinale, produce o recuperare rapidă a greutății și a forței energiei, determină mărirea concentrației de hemoglobină din sânge. Deci polenul este indicat mai ales în stări de convalescență, de slăbiciune, anemii. Funcțiile glandei tiroide pot fi ameliorate prin consumul de polen. Responsabilitatea pentru aceste rezultate remarcabile din compoziția polenului sunt iodul, pentru că el conține și iod, aminoacizii tirozina și metionina, pe care îi conține, cât și seleniu. Deci are cam ce îi trebuie glandei tiroide pentru ca să producă hormoni în cantitatea necesară pentru metabolismul nostru ca să funcționeze bine. Un studiu făcut la un spital de copii în Cordoba, în Spania, a arătat că administrarea zilnică de 5-10 grame de polen favorizează dezvoltarea și consolidarea oaselor, accelerează dezvoltarea sistemului nervos și ajută la amplificarea funcțiilor cognitive ale celor mici. Adică, în caz de retard manifestat la unii copii, polenul poate să fie de mare ajutor atât pentru dezvoltare mentală, fizică, slăbiciuni, întărirea oaselor. Vorbim de rutin. Rutinul este un aminoacid conținut de polen care are un efect de tonifiere a peretului vascular, prevenind accidentul vascular cerebral, cât și alte maladii vasculare, cum sunt varicele, cum sunt alte boli, fragilitatea capilară. Consumați polen și alte hrici, ca de asemenea mai conține rutin. Alimente bogate în rutin, pentru că tonifică peretele vascular pentru a fi mai elastic, pentru a fi mai rezistent, să nu se spargă, să nu se deformeze. De asemenea, ajută și în caz de varice, spuneam, sau hemoroizi. Anumite substanțe active din polen stimulează activitatea întregului tub digestiv, având un foarte interesant efect reglator asupra tranzitului intestinal. De asemenea, combate infecții intestinale, conține substanțe antibiotice care reglează flora intestinală, combate infecții ale tubului digestiv cu bacterii precum Escherichia coli sau Proteus. Se administrează în cură de 14-21 de zile, 2-3 lingurițe de polen pe zi. Polenul de albine ajută extraordinar de mult în tratarea adenomului de prostată, mai ales în faza acută, dar și în forme cronicizate. În cazul acesta trebuie făcute cure mai lungi, de o lună, două luni, și poate să fie luat în combinație și cu puțin lăptișor de matcă. Un consum regulat de polen, de asemenea, ajută să se reducă valorile colesterolului negativ, ameliorează circulația cerebrală și ajută la redobândirea elasticității vaselor de sânge. Există populații longevive care au la bază, lângă alți factori pozitivi, și consumul de polen. Se crede că procesele de îmbătrânire sunt mult frânate în cazul în care consumăm produsele stupului, mai ales polen. Polenul ajută funcțiile mentale, funcțiile cognitive, capacitatea de memorare, limpezimea minții, mărește capacitatea de concentrare. Conține substanțe care au certe valențe anticancer.
Femeile bolnave de cancer uterin inoperabil au folosit sistematic polen 10-20 de grame și analizele ulterioare au arătat că sistemul imunitar a început să opereze mult mai bine, de asemenea au început să fie fagocitate tumorile, au crescut foarte mult celulele imunocompetente, deci s-a stimulat foarte bine imunitatea, de aceea polenul poate să fie folosit în curele de prevenire a cancerului, cât și de luptă împotriva cancerului, bineînțeles asociat cu multe alte remedii naturale și o dietă potrivită. Vă veți întreba cât și ce polen este bun. Există diverse forme de polen. Există și polen de păducel, spre exemplu, care e foarte bun pentru, mai ales pentru bolile cardiovasculare, pentru sistemul nervos. În general, polenul care este proaspăt este mult mai bun decât cel care este tare, care este uscat. Acest polen proaspăt, moale, are și un gust mai bun, are mult mai multe enzime digestive și proprietăți, valențe mult mai puternice decât polenul uscat. Trebuie să se păstreze neapărat la rece, la frigider. Se pot consuma 2-3 lingurițe pe zi în cură de 3 săptămâni, o lună de zile. Se poate mări cantitatea. Pentru cei care sunt alergici, se poate începe cu un bob de polen, un bob minuscul de polen, pentru ca organismul să înceapă să se adapteze. Măriți cantitatea, 2-3 bobițe, până când se poate ajunge la o linguriță de 2 ori pe zi. Desigur, există alergii foarte puternice și trebuie privite cu atenție. Sunt unii care, pe lângă roșața corpului, mâncărime, pot să facă chiar un șoc anafilactic, cei care au alergii foarte severe. De aceea trebuie tratat cu atenție. Înainte de a începe o cură de polen, trebuie să fiți siguri că nu sunteți alergici la polen. Dacă este polenul uscat, ar trebui să-l măcinați proaspăt atunci printr-o râșniță păstrată într-un borcanel de sticlă închis cu capac și undeva la întuneric, un pic la rece să fie, și îl scoateți de acolo borcanelul și folosiți doza care, administrați doza care este necesară. Cel proaspăt, bineînțeles, stă întotdeauna la frigider la rece. Îl puteți amesteca cu miere, ceea ce îi va mări și randamentul și conservabilitatea. Când este amestecat cu mierea, mierea îl protejează și mai mult de degenerare. În plus, împreună se potențează principiile active ale mierii cu cele ale polenului. Sper să vă fie de folos aceste lucruri, ca și o contraindicație. De obicei, dacă aveți ulcer sau gastrită hiperacidă în faza acută, e posibil să nu tolereze polenul, cum nu tolerează gastrita hiperacidă nici mierea. De aceea, în astfel de situații, ar fi bine să verificați, să nu începeți o cură, pentru ca să nu supărați și mai mult stomacul. Dar în restul, aveți o grămadă de beneficii pe care acest medicament pus în stup, gândiți-vă cât muncesc bietele albinuțe pentru acest miracol, pentru acele grăuncioare miraculoase pe care le tot strâng din tot polenul tuturor florilor pe care le vizitează. Putem spune că e într-adevăr un dar ceresc pentru noi, un alt medicament pe care Dumnezeu l-a lăsat la dispoziția noastră pentru ca să fim sănătoși și lucrurile să ne meargă bine. Doamne ajută și toate cele bune!